Lui Dan Șova, acuzat de acte de corupție, nu-i priește arestul la domiciliu. Fostul ministru a atacat măsura, cerând să fie cercetat în stare de libertate. Procurorii DNA au atacat și ei măsura, pe care o consideră însă prea blândă. Anchetatorii au solicitat ca Șova să fie cercetat în stare de arest. Fostul ministru, care este trimis în judecată într-un alt dosar privind contractele obținute la fostele complexuri Rovinar și Turceni, este acuzat că a intervenit la conducerea CET Govora pentru încheierea unor contracte în favoarea unei firme de asistență juridică. De la respectiva societate, fostul ministru a încasat comisioane de 10.000 de euro. Directorul CET Govora, Mihai Bălan, a recunoscut că a fost presat de Șova să încheie două contracte. Prejudiciul calculat de procurori în acest caz este de 1.301.410 lei.